Statuia lui Ion Creangă, amplasată în Piatra Neamț, în vecinătatea Casei de Cultură și a Bibliotecii Județene, a căpătat de puțin timp o nouă imagine. Aspectul ponosit, dat de vremurile care au negrit lucrarea, a fost înlocuit de un alb imaculat. Într-o nouă veche înfățișare, e o statuie de excepție realizată de marele sculptor Ioan Vasiu, realizată în anul 1983, montată la Piatra Neamț în 1983, ea nu a fost curățată din acel moment până în ziua de astăzi. Cred că nu arăta foarte bine timpul și mai ales intemperiile și mai ales noxele din spațiu public și au spus cuvântul. Am primit multe reproșuri în calitate de, hai zicem, scriitor, în calitate de cetățean, în calitate de om cu funcții publice, în timp, despre cum arăta statuia lui Creangă. Întrebarea firească referitoare la costurile operațiunii de reabilitare devine inutilă atunci când afli că de fapt a fost vorba doar de determinarea problemei și apoi de bunăvoință din partea primăriei Piatra Neamț și a firmei Publiserv. Am luat inițiativa, am solicitat primăriei o intervenție cât mai specializată. Am găsit un specialist potrivit să ne dea sfatul de rigoare. E vorba de Lucian Tudorache, care a făcut studii în Italia pe această temă a curățării statuilor din piatră și nu numai din piatră. Și alături de firma Publiserv, care are un dispozitiv de sablare, am reușit să curățăm statuia de impuritățile lăsate de vreme. Și strict pe această statuie, dar și pe ideea unui concept statuar complex, proiecția directorului Bibliotecii Județene și a autorităților locale din Piatra Neamț nu se oprește aici. Cum ar spune românul, a fost greu începutul, că restul vine de la sine. E o primă etapă, curățarea, urmează o etapă a doua, un tratament cu un lac special, netoxic, care să protejeze piatra. De asemenea, pentru completarea statuii, pentru partea de expunere, la fel vor fi reparații în perioada pentru postament. Evident, va fi o reparație ulterioară în aceste zile, evident, și de asemenea vom pune o placă indicatoare care să arate despre cine este vorba, pentru că, după cum vedeți, noi îl recunoaștem pe Creangă, însă pentru turistul care vine în zonă e mai greu să-l recunoască. De asta cred că trebuie să ducem la bun sfârșit acest lucru și în perioada următoare sperăm să avem un Creangă autentic cu care să ne mândrim, într-un peisaj completat cu bustul lui Eminescu în partea cealaltă și în perspectivă cu o statuie a lui Caragiale care va fi undeva în zona Teatrului Tineretului. Lucrarea monumentală care îl reprezintă pe Nica lui Ștefan Apetri este semnată de sculptorul Ioan Vlasiu. Statuia a fost realizată în 1983. Actuala reabilitare a fost necesară deoarece, în timp, lucrarea a fost acoperită de un strat de praf, noxe și licheni.